Salutare națiune! Astăzi ne aflăm în Bosnia și Herțegovina, în orașul Medjugorje, al treilea loc unde se presupune că ar fi apărut Sfânta Fecioară Maria. Am mai fost acum 3 ani. Un loc fără cuvinte. Deci cam așa arată drumul în sus pe aceste pietre, care nu știu dacă observați de câte au fost urcate. Se spune o statistică că până în 2010 a urcat undeva, sau orașul a fost vizitat undeva la 30 de milioane de oameni. Pe acest deal, în anul 1981, niște tineri, număr de 6, au spus că ei se jucau pe aici, pe deal, li s-a arătat Măicuța Sfântă. Multe persoane urcă acest deal și, bineînțeles, îl coboară fără a fi încălțați, adică în picioarele goale. Un alt fapt ce l-am citit, că deocamdată Biserica Catolică sau Vaticanul nu recunoaște acest loc ca fiind sfânt. De asemenea, în lume, mai sunt două locuri unde s-a arătat Sfânta Fecioară Maria. Unul este la Fatima, în Portugalia, și unul în Franța, nu știu dacă pronunț corect sau am reținut bine, Lourdes, ceva de genul acesta. De asemenea, cei 6 copii sau câțiva dintre ei, nu mai rețin exact, după acest episod în care au povestit ce li s-a întâmplat în 1981, iunie, cred, au fost unii dintre ei arestați și, punându-li se multe întrebări de autoritățile iugoslave. Autorități care, bineînțeles, nu au recunoscut nimic și chiar au interzis o perioadă de timp urcarea pe acest deal. Dar până la urmă n-au avut ce face și oamenii tot au venit. Asta dovedește că poporul e cel tare. De asemenea, copiii au fost supuși și unor teste la psiholog. Autorităților comuniste iugoslave, încă o dată mă repet, necrezându-le poveștile. Și tot nimic. Un loc de popase pentru turiști. E cald. Și ajungem sus, la locul unde s-a arătat Măicuța Sfântă și unde este amplasată o statuie.
și aproape am ajuns de unde am plecat. O experiență maximă. Și părerea mea este că dacă ajungeți prin Bosnia sau prin sudul Croației, să treceți și prin acest loc. Și magazin de suveniruri. Și acum vom cumpăra o miere de rodie, una de lavandă, 5 euro fiecare borcan, și să căutăm un dulceață marmeladă de smochine. E excelentă. Și de aici, de pe stradă, cu magazinașuri de suveniruri, închei acest vlog. Mulțumesc că vă uitați la videourile mele. Vă doresc sănătate maximă. De aici, din Bosnia-Herțegovina, Medjugorje. Încă o dată, un loc care trebuie să-l vizitați dacă sunteți prin preajmă. Să fie bucurie, cât mai multă, și să ne vedem cu bine într-un alt vlog. Ciao!